Și când joc? Joc pe albastră sau nu mai joc deloc? Că doar fraierii și ea care le frică să pierdă. Doar ea e o mare de pădasă. Ce? Dar el nu vrea să schimbe. Are. Cu albastră este el mai prost, dar te joci cu el. Stai. Pleacă aici. E sigur? Mamă! Bă, ești tare, ești cel mai tare, pe bune. Ia zi, mai facem unul? Aoleu, stai, tot numai albastre. Și mare nevoie de antrenament. La greu. Și acum ce facem? Facem ce trebuie să facem. Cumpărăm tot ce apare pe piața asta, facem. Haideți să strângem un pic cu ușa pe toți care o să ne dea bani și au depășit termenele. Un pic mai mult. Și Cristian? Avem garanții? O scrisoare bancară și ne rog. Ia-i banii. Eu zic să ne mai întâlnim o dată cu ei. Poate mai negociem. Știi cum e, mai lasă ei, mai lăsăm și noi. Uite, dacă vreți, îi sun eu. Ce vrei să negociem? Păi nu zic să fuzionăm. Nu, asta e clar, am vorbit odată. Dar un conflict, mai ales acum. Un conflict riscant. Un conflict riscant? Și asta ce-i? Din clipa când ne-am așteptat cu toții la masă și a vrut să ne dea 2 lei ca să preia controlul, din momentul ăla suntem în conflict. Ce vrei să evităm? Parcă și văd pe porcul ăla gras. E mai bine să ai o filie dintr-un pepene mare decât o portocală întreagă. Un cretin! Ne-au luat de proști, asta e problema. Zi, Petrică! Hai zi, ce vrei tu să mai negociem în situația de acum? Noi suntem cu chiloții în vine, ne așteptă cu pula sculată și tu vrei să ne întâlnim cu ei. Și de mâine vreau să oprim plățile. Toate plățile. Măcar pentru vreo 2-3 zile până vedem cum stăm. Cu plăcere. Vrei să oprim și taxele? Cât s-au strâns? Vreo 50 de milioane plus accizele, ceva mai mult, vreo 60. Perfect, îți dau o temă. Pentru banii ăștia trebuie să obținem o amânare. Vreau să-i ținem pentru acțiuni. Dacă vedem că se împute treaba, îi folosim. Ce asta? De la Toma, surpriză. Vrei ceva? Nu. Ce faci, mergi? N-am niciun chef. Tu? Mă duce Răzvan. Mă ia de la Snagov și într-un ceas suntem acolo. Dacă-ți vine cheful să-mi spui, plecăm de pe Băneasa. O să trec diseară pe la Victoraș. Îl sun și el e... Vezi să nu ne coste mult de 2% și întreabă dacă se mai poate în Cipru și să ne mânem cel puțin un an. Da, atunci am și o rugăminte. Vino și tu mâine. O să fim noi trei și Cristian. Când? 8:30. Mă gândesc să dau fugă până la Veneția, așa că zi tu lui Toma casă de piatră pentru pizza din partea mea. Îi spun. Sâmbătă dimineața sunt la Sfântul. Ce faci, pleci? Mă întorc. Vezi că e groasă. Trebuie neapărat să rezolvăm cu Victoraș. Te duci la Toma? Cum? La Toma, la Sfântul. Mărită pe Mariana. Maria, mă, o chema Maria. Nu mi-a zis nimic, nu știu. Mie mi-a trimis o invitație prin Vlad. Aha. Da.
să vii mai de mult. Stai. Până te îmbraci, tu mă duc să dau niște telefoane. Dar ne vedem la mine în cabinet. Mergeți de un doctor, că îl conduc eu pe domnul. Mergeți. Mergeți, vin și eu imediat. Era doi în stânga, acum urcați. Știu și eu. Și să luați liftul, eu vă aștept în fața la recepție, da? Eu. Ce faci, mamă? Săruna. Stai, 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 că am ceva pe aragaz. Uite, ce să fac? Fac o mâncare de praz cu măsline. Mă bucur că ai venit, da? Sper să mai vii. Mama, am vorbit la telefon. Am vorbit, dar nu știu pe ce am apăsat, că n-am auzit nimic. Ți-am zis că trebuie să fiu la Veneția. Cum? Și să nu vii tu la parastasul taicătu. Frige. Așa e cu serviciul, dacă trebuie, trebuie. Acum cât ești tânăr. Semeni cu mine. E, o pun eu la cuptor mai târziu. Și acum, hai în casă. Hai. Ia uite unde erau. Uite unde erau. Vai, ce frumoase sunt, Doamne, Dumnezeule, Doamne. Stai și tu acolo. Să te văd mai bine. Și așa o să fie. Vine sorsa cu fetele, vine și Florica. L-am chemat și pe Dumitriu, săracul, că e și el singur și mă tot sună și vrea să-mi vorbească despre taică-tu. Vreau să împart 12 pachete și am rugat-o pe Florica să facă ea coliva. Dar să știi că eu am să schimb și crucea. E de lemn și s-a cam putrezit. Am comandat de marmură albă. Să-ți las niște bani. Dar nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Ți-i pun aici pe măsuță. Pe măsuță e bine. Am vorbit și cu băieții aia doi să toarne ei și șapa și tot. Ăștia de la cimetire au nebunit de tot. Și gropare și toți. Tu știi unde avem noi. E află că un loc a ajuns să coste cât un apartament. Da, chiar așa au ajuns. Am avut dreptate, taicătu, când a vrut să vădă trabatul ca să mă iau un loc. L-am bombănit degeaba. Degeaba. Și la ce-ți folosea? Cum la ce? Acum aveam două locuri.
Eu oricum o să stau cu taică. Nu-mi place cum arăți. Și pare obosit. Dar cu serviciu cum e? Te descurci? Că am văzut și eu la televizor că au probleme cu alea, cu, cum le zice, cu bursele. Sunt bine, mama, n-am probleme. Bravo. E foarte important să fie bine cu serviciu. Să nu uit. S-a văzut Florica iahtul cel nou în emisia aia cu paparații și mi-a zis că e foarte frumos, dar e un pic cam mare. Florica. Ei, au, că mă dor. Mă dor, mă dor, mă dor, mă dor. Ia că mă duc eu acolo. S-a făcut de cireșa mare. Ce spui? Dulceața, dulceața, borcanul pentru tine l-am pregătit, dar uite că l-am uitat. Vii așa de rar la noi și totdeauna ești pe fugă. Îl pun eu bine într-o pungă și spun șozac pus că e de-aia ecologică, cu legume de țară. Și-am făcut-o după rețeta lui mamaie. Doamne, iar ne-am luat cu vorba. Și-am uitat să te întreb dacă ți-e foame. Mai poți să vă servesc cu ceva? Un desert? Poate un digestiv? Nu, te rog. Am înțeles. Băi, ești incredibil! Îți dai seama cum eram noi acum? Ești tu lapagiu! Ești cel mai mare lapagiu! Ești un vierme fricoș, tot ce l-ai și te duce în pinza, măti! Asta ești, să mor eu! Vă place? Cred că-l știu. Monte Carlo, a? Domnul Victor... Ne-au dus la cursuri la Nisa și ne-au plimbat puțin și pe la Monte Carlo. Vă spunea și domnul premier, la vremuri noi e nevoie de oameni noi. Pentru noi? Ați mai fost? Fată mare, ce mai... Mergi pe străzi și când te uiți la toate alea, simți cum te ia cu capul. Bași ca portul. Și stai și te uiți la ele ca bou. Lux, domne. Lux la greu și în oricare. Lux de la Cuștaif. Da, da, sunt mari băieți. Ați fost și cu familia? Da, ce familie. Eu v-am zis, cu serviciu, la cursuri, cursuri de integrare europeană. E, multe alea le știam și noi nu eram chiar proștii satului. Dar până la urmă a fost cu folos. Da, da. M-am luminat și eu cum stă treaba cu paradisurile astea fiscale. E groasă. Da, trebuie să mergi pe poante ca balerinele. Ca slăbănoagele alea, știți? Cât? Destul. Ai zis unul, Cristi, vă rog eu. Please. Știți că sunt ca o babă. Hai că nu te spun. E mai complicat. Am cumpărat mai multe de la ei. Să fac tu. 80.000 este? 78. Ia loc.
Eu știam că ești băiat deștept. Aoleu, scuză-mă, sunt un prost, un cretin. Nicio problemă. Sorry, boss, am comis-o. Dar crede-mă că n-am vrut, sper că îți dai seama. M-am luat cu jocul și adrenalina, știi cum e. Nu m-am gândit nicio clipă. Cristi, și vreau ca discuția asta să rămână aici. Dar poți să te rog și eu ceva? Știi tu, cu datorie. Îți mai dau 3 luni. Ați luat una. Una. Și ați făcut full? Normal ar fi fost să dați cu plus. Sau nu? Mi-a lui Petrica. Plus 5.000. Sec. Chinte la as. As la bani. Ale acestei perioade. În majoritatea regiunilor țării, cerul va fi... Da. Am început să vândă pachete mari. Cum? Continuă să cumpăr. Stai. Aștept o puțin. Ai zis să nu mai cumpăr. Nu mai cumpăra. Ai auzit bine. E cu mine. Bine vorbim. E sigur. Încercăm. Sper să vă placă. Mulțumesc. Mai doriți ceva? Miroase bine. Dacă miroase a musc. Hai, mă. Două masterate, engleză, franceză, un pic de italian. Dar Monica ta cum e? Oricum e în perioada de probă. Pe bune. Fine. Bonjour, monsieur. Hai că vorbim mai târziu. Te sun eu. Bine, pa. Nu-i place la școala din Elveția. Zice că e nașpa, că e mai rău decât la pușcărie. Vrea să întoarcă acasă. Tu mai știi când jucam capace? Ce capace?
Eram puși și ne jucam capace. Cu bebe. Ce zâne? Era tare bebe. Avea o mulțime de capace roșii. Albastre, de la bere nemțească. Aia albastre erau cele mai valoroase. Alea contau. Radeberg. Nu. Radeberger. E cap de serie. Sunt mort tu. Păi tu ce crezi că îți dau 5? Eu zic că merită 7. Pe bune. Nasol. Are un colț înduit. Unde? 4. Îți dau 4. Stai, ce faci, mă? Băi, bebe, băi, l-am luat din clasorul la taică, mi sunt sigur că e ca lumea. Da, sunt sigur, sunt foarte sigur. Bebe, ce colț? Hai, dă-mi plicul, dă-mi să văd. Haide. Știam eu. Oricum vezi că e bulii sus la pește, deasupra capului. Mai mult de 5 nu faci. Te mai văzut cu vreunul din ei? Doar cu Toma. Ultima oară am fost la Știucă. Și ce mai faci, afară de Știucă? Și cum mări după Fisa? Acum e mai bine. Intrase într-o pasă din aia în asală după ce a murit Ana. Nevastă s-a avut cancer la sân. Mi-ai zis? Anul trecut. Dă-i un telefon, acum dacă tot nu mergi. Ai numărul pe invitație. Hai să-l bucură. E cam necăjit. Imaginez. Nu. Nu cu nevastă sa. Și-a făcut o casă. Și de acolo nu vor să-i dea titlul pe teren. Asta după ce i-au dat autorizație de construcție. Este imbecil. E pământ nou și n-are decât un certificat de la primărie. Se depun mereu aluvion. Și bebe? Ce mai face bebe? L-am aranjat acum 2 ani la o firmă de construcții din Torino. După câteva luni s-a cărat în Canada. N-am mai dat niciun semn. Golan. Da. Cum e? Urcă. Puțin, dar urcă. Toate piețele sunt pe creștere. Stai. Intrăm până la cotația de joi. Cumpărăm. Da, să cumpere și... Vă opriți la 4,70. Evident. Vorbim. Acum să-i vedem. Au crezut că sunt șmecheri și pot să ne facă, dar... Le-am tras-o. Încă nu. Dar preludiu e bun. Știi ceva? Dacă lucrurile merg bine, sună-i tu vineri dimineață pe băieți și stabilești o întâlnire pentru luni. Poate vor să ne mai zică ceva. Unde ai dispărut luni? Mi-a zis Cornelia că... Mă grăbeam. Cum? Mă grăbeam. A? Și la cap ce ai bățit? Aici m-am lovit. A? Cum? Am alunecat, zi. Aici? Și aici? Seamănă cu graficile de la bursă. Când astea sunt mari și în sus, e de bine. La noi e rău. Deci? Deci de rău. Acum sigur că Ghiu nu e tocmai concludent. Trebuie să mai facem niște investigații. Vreau să facem o ecocardiografie și o coronarografie. Când? Mâine. Am o săptămână mai încărcată. Da. Păi să mă aștepte. Eu te-aș trimite și la Viena. Să faci acolo ventriculografie cu tăgăneziu 99 și o tomografie cu emisie de pozitroni. Nu se sperie, dar s-ar putea să fie nevoie chiar de un transplant. Dacă se pune problema, ai putea să-ți iei un concediu mai prelungit? Sigur că pot oricând. Bravo, excelent. Atunci de azi. Oprește-te chiar de azi. Știi, acum trecem printr-o perioadă mai dificilă. Ți-am mai zis. Sunt unii care se cred șmecheri și încearcă să ne o tragă.
N-am vrut să fuzionăm cu ei și au niște acțiuni la noi în firmă. Mă rog, destul de multe, dar n-au control și l-au scos pe bursă. Vor să-i facă pe investitori să vândă, să coboare prețul cât mai mult și după aia să cumpere un pachet de control la un preț cât mai mic. Sigur că nici noi nu stăm și am început să cumpărăm la greu. Este foarte important să susținem prețul, e vital. Da, înțeleg, e foarte important, e vital, cum zici tu. De poate se rezolvă și îți faci timp și pentru... Și acum hai să zic și eu cum e cu transplantul. În primul rând, trebuie să facem toate investigațiile posibile și asta cât mai repede. După ce avem un rezultat clar, o să primești un punctaj, o să fii trecut pe o listă de așteptare și e foarte important. Și cât de lungă poate să fie lista asta? Depinde, dar e foarte important că atunci când îți vine rândul să ajungi cât mai repede la spital. Nu umbli aiurea, nu închizi telefonul. Eu nu stau. Cum să stau? Vreau să vorbim și să găsim o soluție. Pot să plătesc oricât. Ești tare. Și ce vrei? Să aștept ca un prost pe o listă? Da, probabil știi tu niște băieți. Le faci o comandă și te rezolvă ei, nu? Dă-mi și mie telefonul lor să-i sun și eu. Și să-ți facă roși de un ficat, că s-ar putea să-i nevoie. Hai, mă, mici, nu o lua așa. Și acum să iau, mă. Cam cum să o iau? Ce șanse crezi că am? Nu știu. O să merg cu tine la Viena. Sau unde o să decidem cum să o facem. Hai să vedem ce zic și investigațiile. Să nu pleci. Aici. Am trecut să te văd și să mă simt de vorbă. Bravo, după 5 ani de zile ți-a luat aminte de mine. De ce n-ai dat un telefon înainte? N-am vrut să-ți trec surpriza. A, domnule, faci acum și surprize? Bine, măcar că n-ai venit cu flori. Elena, știam că nu-ți plac. Ești chiar culmea, cum le știe el pe toate. Îmi plac florile în ghiveci, îmi plac chiar foarte mult. Cine te-ai bătut? M-am îmbătat și am căzut pe scări. Hai, lasă moartă, zi, ce s-a întâmplat? Ia-mi, te rog frumos, hemogramă la 11, doamna Xinte, și sună jos la cardio și vezi dacă poți să o mut pe descaleasca. Am sunat și vezi că se poate abia mâine. Ok, eu vreau azi. Vorbești cu Emilian și spui că o rog eu, ok? Da. Mersi. Nu-mi place cum arăți. Urmești la Mircea să te vadă. O să merg. Ok, nu pleci, mă întorc imediat, da? Gata? Ce faci de seară? Ești liber? Da. Tu și vrei să ne vedem? Că nu se supără... Ștefan. Ștefan. Păi mă gândeam să treci pe la noi, să mâncăm împreună. O cunoști și pe Ana. E frumoasă ca mine. Hai, vino, mai stăm și noi de vorbă. Pe la 8:30, așa. Mai ai numărul ăla de telefon? Da. Păi îți trimit un SMS cu adresa. E pe lângă 13 septembrie. Hai, trebuie să fug de acum. Ne vedem seara. Tot cu gheață. Una. Două. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Ce spuneam? Ah, vrem să ne mutăm de aici. Undeva mai în centru. Să fiu mai aproape de facultate și de municipal. Dar a venit criza peste noi.
Și aici, în centru. Ne gândim la Cotroceni. Vrem să vindem aici. Eu știu că zona are probleme. Ce probleme? Cu terenul. E foarte jos și aproape de Dâmbovița. Și atunci când plouă mai tare, se inundă toate subsolurile. Nu mai duce canalizarea ei veche. Acum un an am vrut să-mi cumpăr eu o vilă undeva pe o stradă foarte aproape de palat. Și deși terenul era mai sus și era o grădină foarte frumoasă, am renunțat. Nu ne convine Cotroceniul, nu vrem vilă. Un apartament e destul. Eventual o cameră în plus. Poate mai vine un copil. Și poate veni oricând. Tu ai copii? Nu. Puteam. Eu vreau fățior. Și pe tine. Hei! Cum ce facem? Te așteptăm. Mai are puțin și adorme. Hmm? Vrei cu mami? Stai un pic. Închis? Da. M-a rugat să vă transmit că a întârziat operația, așa că o să mai dureze. Ți-s un mic? Da. Te duce tati la culcare? Da. Dacă vă e foame, sosul e făcut, spaghetele se fierb repede. După ce o culc pe Ana... E târziu. Cum îl cheam? Pic. Pic și mai cum? Pic Stoica. La revedere, domnule Stoica. La revedere. Salut, Toma. Mi-a dat Vlad invitația de la tine și te-am sunat să spun că vin mâine. Și vreau să te întreb cum ajung. Acum e târziu. Dă-mi un semn mâine dimineață după ce asculți mesajul să vedem cum facem. Ok. Noapte bună. Mai strângem? N-am văzut niciodată atât albastre. Eu zic că avem destule. Nu. Unde-i Mircea? Acasă. Să pregătești să meargă mâine la școală. Eu zic să mergem și noi. E groasă.
Au dat lucrări la Matei și a fost de unde știi? De la Vlad. Am dus o carte la bibliotecă, chiar trebuie. Îi zici ceva? Hai mă, tu crezi că sunt sifonar? Tu ce faci? Mai stau. Cum o cheamă pe fetița ta? Nu e fetița? Un băiat. Cristian. În decembrie face 8 ani. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Toma! A venit. Am ajuns. În sfârșit. Dar ți-au trebuit ceva. Bună ziua. Bună ziua. Ăsta-i tot bagajul? Pentru 3 zile. Ar trebui să-ți mai pui ceva pe tine. Nu e fric, dar îmbarcă e curent. Am ceva. Da, ține și la vânt, e bună. Unde trebuie să-l duc? Uși Petre! Tata socru. O să-ți placă. La început nu ne-am înțeles și mi-a fost greu. L-avea și el dreptatea lui. Cine era mea? Un băiat de București. Am alunecat în baie. Mergem? Mergem. Mai aveți nevoie de mine? Nu. Când să vin? Te sun eu. Atunci să trăiți. Și drum bun. Mulțumesc că bine ați adus. Hai. Luați loc. Plecăm acum.
Bună ziua! E? Cum e, domn profesor? Încă puțin și bem la nuntă. Sănătate! Să fie! Umblă! Așteptăm studiul. Ce cu... Așa e, că tu nu ne-ai apucat. Dar a făcut Ceaușescu prin 84. A trecut pe aici și a creștinat să transforme Sfântul în oraș. Și Marina? Pedeleu. Când era Băsescu și Pudre la putere. Hai, dă-mi mie. Dar ce am eu, sunt handicapat? Cum e? Te-ai instalat? Perfect. La vremea asta ți-n țar, nu prea sunt așa că dacă vrei poți să dormi cu geamul deschis. Hai, noroc. Și bine că ne-am revăzut și noi. Noroc și casă de piatră pentru copii. E, cum e? Nu e rău. Eu l-am făcut. Oh. Am cumpărat și un alb de la Nicorești, m-am repezit săptămâna trecută. Un sec prietenos și l-am luat destul de bine, 7,50 litru. Tu suporți toate cheltuielile? Nu, ei le suportă, părinții băiatului. Așa e obiceiul. Dar nu puteam să-i las chiar așa. Am luat și două butoaie de palincă. Chiar nu-ți e foame? Nu. Păcat de locul ăsta. Cu o marină mai mare și dacă s-ar face și un club de golf, s-ar scoate bani frumoși. Vezi, de treaba e prea departe. S-au făcut câteva pensiuni și un camping. Mai vine lume, dar puțin. Greu cu transport. Iarna când îngheață Dunărea ne parașutează pâinea cu elicopterul. Tu ți-ai făcut-o ca pe o casă de vacanță? Ana a vrut așa. Ia de semnătul. Mi-a spus Vlad că ai probleme cu terenul. Mă tot plimbă. Și ăștia de acum așa de-au fost înaintea lor. Ești în vreun partid? Ce-mi trebuie? Tu? Mi-a promis Vlad că vorbește cu prefectul. Câte metru pătrat? 60 de 70, depinde. Până se facă digul, de exemplu, terenul ăsta nici n-a existat. De fapt, de la mare până la canalul central e pământ nou. Are cel mult 200 de ani. Și un loc de vești cât costă? Aici? Nu costă nimic, e gratis. Dar ce-ți venit? Bună ziua! Se vede vaporul. Vin acum. Ăsta-i Mirele. Trebuie să merg până la pasager să iau în primire băuturile. Dacă vrei, poți să vii cu mine. Mai stau. Bine. Nu știam unde ești. Se simte sudul. E un vânt bun, o să aducă sturioanii. M-au omorât navetele alea. Până am dat jos, până am mutat de colo-colo, nu se hotăra unde să le pună. Vezi salcea asta?
Aici pescuiam când am văzut-o prima oară pe Ana. Dunărea era crescută și eu stăteam tot așa ca acum. Și ea venea de la mare cu sandalele în mână. Eram anul 3 înainte de sesiune. Ce loc să înveți de la pește? Vezi dacă nu ți-a plăcut cartea? Ai ajuns la Sfânt. Mă, că Ana a fost șefă de promoție și noi eram deja căsătoriți când s-au făcut repartițiile. Așa că putem să luăm inclusiv București. Tu ce ai terminat? Geografie? Biologie. Dacă era după mine și după mintea de atunci, eu alegeam București. Ceva cu părinții tot acolo stau. S-au prăpădit. Ai tăi? Tatăl. A făcut un Alzheimer și după un infart. Am mai bine. Pe mamă tot am încercat să o mut. Apartamentul l-am păstrat. M-am gândit pentru fiii mea, dacă se hotărăște să dea la facultate. Ce vrea să fac? Română engleză, ca maică sa. Dacă nu rămâne aici, educatoare. Tu parcă vrei să faci medicină. Și de ce ai renunțat? De lene, care te-a învățat. Pus că știi cum era, ca inginer aveam șanse mult mai mari să plâng în oraș. Oricum vreau să măcar. Știu. Până la urmă, poate că e mai bine că n-ai plecat. Tu n-ai fost însurat niciodată? Dar știu că îți cam plăceau fetele. Am avut câteva relații mai lungi. Copii? Avortați. Și am un procentaj foarte bun, de 100%. Eu m-aș duce la culcare. Cât faci de aici până la mare? Nu mai știi. Mergeam ceva. Cam 10 minute. Mai stai? Mă cam țin spatele. Sper să nu înțepenesc tocmai acum. Ah, am uitat să zic de pe soape. Vezi că sunt la tine în dulap sus, în stânga deasupra pădurilor. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Las deschis la verandă. Mai știi pe Tanța? Care Tanța? Hai, mă, nu se poate, tu ai totul pe Tanța. Tanța, zâna de la noi din cartier. Fată blondă, subțire, frumoasă. Tot aia pe aceeași scară cu Bebe. Bebe la 4 și la 3. Vlad. Salut. E aici, lângă mine. Zice că te caută Mircea. Stai că ți-l dau. Da. Da, l-am închis. Și care e problema ta? Bine, hai, vorbim.
Da, Vlad. Aha. Au crescut cu 10% acțiunile. Cum? Mai zi o dată. Rafinerie. Zice că e ok cu rafinerie. Nu știe nimic. Tu când ajungi? Sigur. Bine, te așteptăm. Te invidiez că ai putut să te lași. Păi da, e mare lucru. Și eu m-am lăsat de... Nici nu mai știu. Ce-am reușit e să le reduc mult. 4, maximum 5 pe zi. Asta de când stă fiica cu ochii pe mine. Doamne, Maria. E la soacră, bă, aprovează rochea. Și le mai ajută pe femei la gătit. Maria a făcut-o. E cu brânză. Foarte bună. Au pornit, ia. Auzi? Gavrilă, cu lui, încearcă să sperie toate grijile și necazurile, să le alunge din sat. Dacă reușești, o să fie o căsnicie lungă și fericită. E, vezi tu așa că s-au modernizat și-au luat motoare la bărci, au mobile, au internet, au și conturi de Facebook. Dar au păstrat multe obiceiuri. Au și ele rostul lor. Și cum se împacă cu credința? Se împacă. Ana zicea că sunt ca niște podoabe pe un copac mare și bătrân. Hai că duc asta la bucătărie și mergem să le dăm și noi mâna de ajutor. Să rămâi frumoasă. Să ne fie de bine. Vă place la noi? Dumneavoastră sunteți prietenul domn profesor de la București. Da. Tare cum se cade domn profesor. Cineva să era la fel. Dumnezeu să o mulțumesc. Să mergem. Mai avem ceva de făcut? Deocamdată nu. Ești bine? Dar de ce nu participă și femeile? Așa e obiceiul. Bărbații alungă spiritele rele și femeile merg și cheamă ursitoarele. Parea bune. Le cheamă să iasă din mare. Și cel mai bine e acum, în perioada asta, când e lună plină. Ziceai ceva de tanța? Da. M-am mirat că ai uitat-o pe tanța. N-am uitat. Așa mi-a venit să spun. Tanța a fost prima mea iubire. N-am știut. Nici ea n-a știut. Dar parcă era mai mare decât noi. Cu 2 ani. Eu eram între a patra, era între a șasea. O așteptam în fiecare zi să iasă de la școală. Dar stăteam ascuns că nu voiam să mă vadă. Și într-o zi m-a văzut. A venit la mine, mi-a zâmbit și m-a întrebat dacă nu vreau să-i duc ghiozdanul până acasă. Și? Și. I-am dus ghiozdanul. Dar pe drum m-am tăcut că nu știam ce să-i spun. Când am ajuns acasă, tanța s-a uitat la mine și m-a întrebat: dar ce-i cu tine, ești mut? A doua zi am văzut-o cu altul, cu Răzvan. Se țineau de mână pe stradă și vorbeau. Care Răzvan? Un băiat locuia în blocurile alea de pe magistrală. Juca fotbal la Progresul, coleg de clasă cu ea.
Mai știi când mergeam la film? La grădină, la Doina. Da, am mai fost de mult. Mai există Doina? L-au demolat. La trei ursuleț. Magazinul ăla mare cu jucării de pe Lipscani. Da. E restaurant libanez acum, nu mai... Se simte mare ales. Tu mai știi când ai râs ultima oară? Mi-a spus Vlad un ban cu Trump și cu Obama. Nu, mă, nu așa. Un râs din ăla adevărat, din toată inima. Așa nu. Poate atunci când eram copil și visam că zbor. Mă grăbeam să adora să pot să zbor. Ca Fifi în Harry Potter. Era un film franțuzesc cu un puș blond. Hai mă, că l-ai văzut și tu. Eu l-am văzut de mai multe ori, dar odată l-am văzut cu voi, cu tine, cu Mircea, cu Vlad. Era vară și l-am văzut cu toții la grădină la Doina. Un puș blond cu pari de înger. Cui sunt cai? Hai cui să fie, ai din mănoi. I-a lăsat oamenii pe grinduri și s-au înmulțit. Când vine hramul de Sfântul Gheorghe, îi prindem și facem întrecet pe malul mării, pe care putem să-i prindem. Pe urmă le dăm drumul. L-am chemat și pe Mircea. Cam târziu, dar... E posibil să am nevoie de un transplant. Un transplant de inimă. Nu e încă sigur. Mai trebuie să fac niște investigații. Am făcut doar EKG-ul și EKG-ul nu e concludent. Am avut o criză. Au fost mai multe, dar ultima a fost foarte urâtă și m-a speriat. Mircea, ce ți-a zis? Că mă ajută. Pe Ana a vrut să o trimite la Viena. Dar Ana a vrut să vină acasă. Trebuia să insiste mai mult, nu trebuia să o lase. Am greșit. Și eu am greșit. Doar ce am adus-o aici și Ana s-a simțit mai bine. Cu mult mai bine. Și noi am mai făcut morfină. Și am sperat cu toții că se va întâmpla minunea. Începe să miroasă toamna. Sănătate. Să fie.
îți bi somnul. Cred că e timpul să mă duc la culcare. Vezi că mâine ne trezim de vreme. La 7 trebuie să ieșim pe poartă. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Vezi că ne mai trebuie niște lemne pentru curcat. Da? Farfurile de la Lena, alea bune. Cu dungă. Da. Le-am dus azi la casă și am dus și castrul la mine. Păi, straja, eu cu timp trebuia să mă mărit în lucrul ăsta. Vezi că-i de-aia. Ei, mie îmi spui, eu știu. Nu, lasă, nu trebuie. Mai bine două la copii. Da, credin că de unde ați luat-o? De la Oradea, e prun. Da, e bună, e tare bună. Datina, Miri or să mulțumească bunicilor fetei, Nerei și lui Petre. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc, Nicu. Mulțumesc.
este jocul. Măi, Tura, nu vrei să încercăm și noi? Sunt toți tineri. Păi și noi cum suntem? Au venit băieții. Eu aș bea o bere. Ție nu-mi se secă? Acum că m-ai întrebat, ar merge o bere. Știam eu. Am câteva puse bine într-un coș cu gheață. De-aia nemțească. Mai rezist? Da. Stai să coboare și ei din elicopter și pe urmă bem o bere cu toții. Ca pe vremuri. Gospodine, gospodine! Bravo! Bravo, bă, fetelor, sunteți un exemplu la tot cartierul. Furnicuțe, e bune. Chiar mă bucur. Ia zic, cum stai? Ai albase sau îți dau eu? Uite așa, cum necum, până la urmă, s-au aranjat toate. După sufletul lui taică-tu. A fost gata și crucea, și tu ți-ai rezolvat treburile. Sper că le-ai rezolvat. Știam eu. Vrei să zic una bună? Dar să nu râzi de mine, te rog eu. De ieri mă gândesc la plăcinta cu brânză și mi-o poftă. Să știi că plăcintă cum face maică ta nu face nimeni în lumea asta. Zic eu și știu ce vorbesc. Nimeni. Hai mă, Florico, ești tu drăguță și îți place ție. Dar coliva făcută de tine, cum e? Ia zi, tu ai gustat-o? Coliva? Plăcinta. Încă nu. Nici eu și de-abia aștept să ajungem acasă. Mergi cu noi? Merg. Și la ce oră trebuie să pleci? Pe la 4, așa să fiu la Băneasa. E bine, e bine că avem timp să mâncăm împreună. Și să-i spui lui Toma că-l pup și casă de piatră pentru aia mică. Parcă-l văd cum venea el pe la noi. Și doctorul, și Vlad. Să jucați ale voastre. Cum ziceai că o cheamă? Maria.